am găsit, în doar 15 ani, Moldova și-a dublat numărul de vehicule înregistrate și a ajuns la 1,1 milioane. Dacă numărul de mașini a crescut, atunci infrastructura drumurilor a rămas practic aceeași de acum 50 de ani, spun experții. Dacă atunci, la un kilometru de drum, erau 3 automobile, acum sunt 73. Topul celor mai aglomerate orașe îl deschide, bineînțeles, Chișinăul, unde sunt înregistrate 228.000 de autoturisme. Pe locul 2 este municipiul Bălți, cu 31.500 de mașini. Cu aproape 25.000 mai puține sunt în Soroca, unde achită taxe pentru drum 6.600 de șoferi. Clasamentul este continuat de orașul Cahul, cu 6.400 de vehicule înregistrate, de Urhei, cu 5.600 și Ungheni, cu aproape 5.500 de mașini. În clasament au mai intrat și localitățile Edineț, Strășeni, Cea Dărlunga, Hâncești și Comrat.